Aș dori să ating câteva aspecte legate de apa vieții și de pâinea vieții. Pentru că vorbim despre hrana omului duhovnicesc. Trupul acesta de carne nu rezistă fără apă și fără pâine. Acum, noi când vorbim de apă și pâine, ne gândim la o stare destul de deprimantă. Se spunea că în pușcării pe vremurile dădea apă și pâine, cu atâta se alegeau atunci când intrau în închisoare. Și apa și pâine erau oarecum de disprețuit, mai ales aici în America, atunci când am venit câțiva ani, n-am băut apă. Numai răcoritoare, Pepsi, Coca-Cola și eu am crezut că sunt singurul. Mi-era și rușine să spun că nu mai beau apă, dar mai am auzit și pe alții după aia. Ei, și pe urmă am început să avem arsuri la stomac, am început să avem probleme și ne-am dat seama, Doamne, bună e apa. În România eram foarte revoltați că avem numai apă și că nu se găsesc și altele. Ei, redescoperim din ce în ce mai mult apa. Bătrânul Mișu Curcă, cei care vi-l mai amintiți, diaconul de 94 de ani, a plecat la Domnul la 94 de ani, tatăl sorei Lidia Gânsar, avea o vorbă, zice, tată, zice, Pepsi Cola n-a făcut-o Dumnezeu, apa a făcut-o Dumnezeu. El era foarte împotriva la orice altceva decât apă, apa. Acum, când vorbim de pâine, vorbim și de apă, vorbim de aspectele bazice ale întreținerii vieții pământești. În rugăciunea Tatăl nostru, nu? Ne rugăm, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și dă-ne-o nouă în fiecare zi. Scumpii mei, apa și pâinea sunt niște simboluri sfinte a ceea ce înseamnă hrană pentru suflet, hrana omului duhovnicesc. Și aici, în pasajul acesta, ni se vorbește și despre apă și despre pâine. Femeia este la fântână ca să ia apă, să ducă acasă. Am mai vorbit de multe ori despre subiectul acesta, dacă vă aduceți aminte, am avut o predică ascunzător, periculoase, ascunzătorile în care era această femeie. Ea venea ziua în amiaza mare când oamenii nu circulau, pentru că probabil avea o reputație foarte proastă, oamenii se uitau chiorâși la ea și prefera să vină la fântână la orele la care nu era văzută. Ea a venit acolo să ia apă, l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos, a avut conversația aceasta cu Domnul Iisus Hristos. La încheierea conversației, întrebarea mea este, a mai scos femeia apă din fântână? N-a scos din fântână apă. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul. Acum, ea venea să ia apă de la fântână, Domnul Iisus Hristos aștepta la fântână să vină ucenicii cu ce? Cu pâine. Și ucenicii când se întorc, îi spun, învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică deci unii altora, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis,
Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrările lui. Și apoi, mai târziu, în capitolul 6 din Ioan, înmulțirea pâinilor, și apoi Domnul Iisus Hristos le vorbește despre pâinea vieții. Dragii mei, în pasajul acesta este vorba de setea și de foamea pământească și în cele din urmă, femeii nu-i mai pasă de găleată și de apă, dar interesant că s-a întors în cetate unde locuia, însă s-a grăbit, n-a mai luat găleata, a încurcat-o găleata, a uitat de apa aceasta pământească, pentru că ea găsise apa vieții, găsise apa vie și repede s-a grăbit să meargă să vorbească cu toți ceilalți oameni despre Mesia. Domnul Iisus Hristos este însetat și flămând, n-apucă să ia nici apă și când vin ucenicii cu mâncare, nu-i mai arde de mâncare. Că probabil ar fi trebuit să spună doar, i-au adus mâncare, a spus, ia învățătorule și mănâncă. Spune, o, ce mâncare mănânc eu. Nu i-a mai ars de mâncare aceasta. Ce s-a întâmplat aici? Este o apă și o pâine extraordinară de care fiecare dintre noi avem nevoie în seara aceasta. Dacă vom deveni oameni duhovnicești, dacă vrem să ne întărim în omul din lăuntru, dacă sufletul nostru însetează și flămânzește după cele duhovnicești, tare aș vrea să cred că am venit în seara aceasta aici, flămânzi după neprihănire și însetați după apa vieții, și dacă ai venit cu scopul acesta, vestea bună, aici este Domnul Iisus Hristos, aici este apa vieții, aici este pâinea vieții. Domnul ne-a hrănit sufletele în seara aceasta. Și când vorbim despre apa vieții, trebuie să înțelegem, în primul rând, sau în prima parte, trei lucruri foarte importante. Apa vieții vine de la Tatăl. Vine de la Tatăl. Dar ca să demonstrez cu Scriptura că apa vieții vine de la Tatăl, mai întâi să înțelegem că apa vieții este Duhul Sfânt. Este turnată prin Duhul Sfânt. Ascultați în Ioan capitolul 7, de la versetul 37, ce spune cuvântul Domnului. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Dragii mei, avem noi nevoie de această apă, că fără ea nu poate trăi sufletul nostru. Atunci avem nevoie de Duhul Sfânt și dacă avem nevoie de Duhul Sfânt, marți putem să stăruim ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, miercuri putem stărui ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, joi putem stărui și vineri și nu ne oprim aici. Acasă poți să stăruiești să te umple Domnul cu Duhul Sfânt. În seara aceasta poți să stăruiești și să ceri să te umple Domnul de Duhul Sfânt. Ce credeți? Unde e Domnul Iisus Hristos? Este izvorul acesta de apă. Știți de ce? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, vorbește aici Petru, predica de la cinzecime, în versetul 33. Și acum, hai să citim din 32, că spune ceva foarte frumos aici. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori
ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Ce înseamnă asta? Făgăduința vine de la Tatăl, de la Dumnezeu, care ne dă daruri binecuvântate, daruri bune și desăvârșite. Apa vieții vine de la Tatăl. Apa vieții este Duhul Sfânt. Dar apa aceasta, dragii mei, o bem dintr-o stâncă de veacuri. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, în capitolul 10, este vorba de poporul Israel care călătorește în pustiu. Și spune așa de la versetul 1, fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos, mărit să fie Domnul. Mulți ar crede că poporul Israel bea o apă normală, mânca o mâncare normală, nu. Mâncarea mâncată în pustie a fost mana care s-a pogorât din cer de la Dumnezeu. Și apa pe care au băut-o ieșa din stânca ce mergea după ei și care era Domnul Iisus Hristos. Prin miracole nemaipomenite au fost hrăniți și adăpați în pustie 40 de ani și acesta este un simbol al călătoriei noastre prin pustiul lumii acesteia. Apa a venit de la Tatăl, a fost trimisă sub forma Duhului Sfânt, izvorul Duhului Sfânt și în mijlocul nostru este stânca de veacuri Iisus Hristos din care curge izvorul acesta binecuvântat și ne putem adăpa. Și pleci de la casa lui Dumnezeu și te simți plin de fericire, de bucurie. De ce? Mai întâi, apa vieții este o apă duhovnicească, spune cuvântul Domnului. Este o băutură duhovnicească care potolește setea sufletului. Dacă am avea în locul acesta multe, multe robinete, sticle cu apă să vă dăm, ați bea pentru trupul acesta, v-ați potoli setea, avem peste tot apă în clădirile acestea, la intrare, pe holuri, ca dacă cuiva e sete, să vină și să bea, să-și potolească setea. E o nevoie normală, naturală, a trupului. Dar, dragii mei, ceea ce potolește setea sufletului este numai harul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt. Și în seara aceasta aici, fiecare dintre noi, doar ne putem întinde spre Domnul vasul inimii și El poate fi umplut de să dea peste El. Așa spunea psalmistul, paharul meu este plin de dă peste El, pentru că curge izvorul acesta și nu numai că este o apă duhovnicească, dar apa vieții este o apă dătătoare de viață. Dătătoare de viață. Nu viața aceasta pământească de câțiva ani, ci viață veșnică, mântuire. În Isaia, capitolul 12, versetul 3, cuvântul Domnului spune, veți scoate cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. Există două concepte în cartea Apocalipsei, în ultimul capitol. Conceptul apa vieții și pomul vieții. Am spus lucrul acesta atunci când am studiat din cartea Apocalipsei. Aceste două concepte, apa vieții și pomul vieții. Amândouă, și apa și pomul, vorbesc despre viață. Acum, cuvântul Domnului spune acolo, cine vrea, cine este însetat să vină și să bea, oricine. Dumnezeu ne cheamă să bem din apa vieții.
încă nu am mâncat din pomul vieții. Încă n-am mâncat din pomul vieții. Cuvântul Domnului spune că în grădina Eden omul avea acces fără restricții la toți pomii din grădină, în afara pomului cunoștinței binelui și răului. Cu alte cuvinte, oamenii aveau acces la pomul vieții. Când omul a păcătuit, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, a tăiat accesul la pomul vieții și spune Dumnezeu, omul trebuie dat afară din această grădină și trebuie pus o strajă, o sabie înflăcărată, ca niciodată să nu mai găsească calea înapoi către această grădină, să nu aibă acces la pomul vieții. De ce? Ca după ce este păcătos, să nu mai moară. Dragii mei, noi ne uităm la moarte ca la un mare dușman. Este dușman. Noi i-am dat putere prin păcat. Dar vă închipuiți dumneavoastră să nu mai fi murit niciodată Cain, despre care vorbea fratele Adi mai devreme? Să nu mai fi murit niciodată Hitler? Să poată oamenii aceștia să facă rău după rău, după rău, după rău, după rău? Și ce spune cuvântul Domnului în cartea Genezei? Că inima omului și gândurile omului erau întocmite numai spre rău. Și când răul a ajuns la culme, Dumnezeu a nimicit lumea aceea de atunci. Și un număr mic de suflete, și anume 8, au fost scăpate prin arca sau corabia lui Noe. Păcatul, ca și consecință naturală, are moartea. Și noi acum nu avem acces la pomul vieții. De aceea îmbătrânim, de aceea ne îmbolnăvim și de aceea pe rând murim. Dar ne întoarcem la aceste două concepte. Numai cine bea din apa vieții va avea acces la pomul vieții, pentru că apa vieții este conceptul simbolic al mântuirii, în vreme ce pomul vieții este conceptul simbolic al vieții veșnice. Și cum spunem de multe ori la înmormântări, până când ne pocăim, suntem suflete nemântuite în trupuri muritoare. Când ne pocăim, pentru că am avut acces la apa vieții, devenim suflete mântuite în trupuri tot muritoare. Dar în ziua veșniciei, când va avea loc învierea morților, întâia învierea neprihăniților, vom fi suflete mântuite în trupuri veșnice, mărit să fie Domnul. Pentru că cine a băut din apa vieții, va avea acces la pomul vieții. Apa vieții este o apă duhovnicească, apa vieții este o apă dătătoare de viață. Apa vieții este o apă permanent curgătoare, proaspătă tot timpul. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și mă întorc înapoi la Ioan, capitolul 7. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Citam din Isaia, din izvoarele mântuirii. Este o apă mereu proaspătă care curge în continuu, niciodată nu este stătută, niciodată nu este învechită, niciodată nu-și pierde prospețimea, niciodată nu-și pierde răcoarea, niciodată nu-și pierde calitățile sfinte, pentru că e apa care curge de la tronul lui Dumnezeu și din stânca Iisus Hristos. Dragii mei, cine bea din apa aceasta, spunea Domnul Iisus Hristos, și găsim experiența aceasta a femeii din Samaria. Sunt anumite personaje în cuvântul lui Dumnezeu despre care avem dubii cu privire la sfârșitul lor. Și ne întrebăm, oare și ăsta au fi fost mântuit sau nu? Biblia păstrează tăcerea cu privire la multe din aceste cazuri.
Dar Domnul Iisus Hristos îi spune acestei femei că cine bea din apa aceasta nu-i va mai fi sete niciodată. Când în viața ta există acea plinătate a Duhului Sfânt, tu experimentezi un râu de viață permanent în ființa ta și niciodată nu te simți într-un pustiu, într-un deșert. Noi suntem în lumea aceasta care este un loc arid, un loc lipsit de viață. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Când merg aceștia în valea umbrei morții, ce o transformă? Cum o fac? Într-un loc plin cu izvoare. Slăvit să fie Domnul! La locul tău de muncă e secetă mare, colegii tăi vorbesc prostii, își povestesc experiențe rușinoase. E un loc pustiu în școala unde înveți și unde profesorii îți spun prostii, evoluționism și alte teorii umaniste care n-au nimic de a face cu adevărul. Adevărul este în cuvântul lui Dumnezeu. E un pustiu mare acolo. În viața de fiecare zi suntem într-un deșert. Este un adevărat șoc ca președintele acestei țări să calce în picioare frumusețea creștinismului, aducându-ne aminte de lucrurile slabe din viața unor oameni de acum mii de ani. Dar în același timp să nu poată califica drept barbarice și în afara oricărui simț de bun simț uman. Nu mai vorbim de caritate, de umanitate, acte criminale comise împotriva tot ceea ce este decent în lumea aceasta. Pe alea nu le poate condamna. Și mai ales într-o zi în care este vorba să ne rugăm lui Dumnezeu. Este micul dejun în care promovăm o zi de rugăciune lui Iisus Hristos, tocmai în ziua aceea. Să înjosim creștinismul și pe Hristos. Dragii mei, trăim într-un mare pustiu, într-un mare deșert spiritual. Însă cu noi este stânca, cu noi este izvorul, cu noi este Iisus Hristos. Noi suntem plini de viață, noi suntem plini de sevă, pentru că pomul vieții tale stă lângă izvorul, lângă râul care curge în viața veșnică. De aceea să pășim curajoși înainte, împreună cu Domnul Iisus Hristos, fără teamă, fără frică. Drumul nostru este sigur și se oprește doar în viața veșnică. Nu-i va mai fi sete niciodată, potolește setea altora. Am un pic de dubii cu privire la un lucru. Când cineva nu devine un agent la rândul lui de a potoli setea celor din jur, trebuie să existe un mare semn de întrebare cu privire la prezența acestor râuri de apă vie în ființa lui. Știți ce a făcut femeia aceasta? În câteva minute a devenit cea mai mare evanghelistă a acestui oraș, acestei cetăți, pe care a cunoscut-o vreodată Samaria. A lăsat găleata la fântână, pentru că acum îl primise pe Mesia, de aceea cred că a ajuns în viața veșnică. Omul care bea din apa aceasta nu-i mai este sete. Pentru o vreme nu i-a mai fost sete nici fizic la această femeie. A uitat de setea fizică. Pentru că îi fusese adăpată marea sete a vieții ei, nu asta fizică, aia spirituală. Își dărâmase 5 familii una după alta. Și acum trăia în concubinaj. Și era ea însăși parte din acest pustiu, loc arid al lumii. Când însă
a băut din apa vieții, pentru că acolo era Domnul Iisus Hristos. Nu i-a mai fost sete nici fizic, dar știți ce a făcut imediat? A fugit în cetate, pentru că atunci când ești plin de Duhul Sfânt, setea celor din jurul tău este potolită prin tine. Apa vieții îți potolește ție setea. Prin tine e potolită setea altora. Și tot așa, până în viața veșnică. Cred din toată inima că viața acestei femei a fost transformată radical. Dacă a uitat de găleată, a uitat, găleata asta, câte semnificații poate să aibă. Este găleata păcatului, este găleata amintirilor ei, a trecutului ei rușinos. A lăsat-o în urmă, a lăsat-o la picioarele Domnului Iisus Hristos, pentru că un alt vas de preț s-a născut în ziua aceea, vasul ființei ei umplut de prezența lui Mesia, de prezența Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, aceasta este apa vieții cu care ne hrănim, cu care ne umplem sufletele și suntem răcoriți și suntem plini de prospețime, plini de viață, omul duhovnicesc. Tot timpul se umple de această resursă spirituală de viață. Apoi, pâinea vieții. În Ioan capitolul 6, de la versetele 47 la 58, citiți Ioan capitolul 6, eu doar am să trec fugitiv prin câteva lucruri importante cu privire la pâinea vieții. Pâinea vieții este mai întâi un dar ceresc, apoi pâinea vieții este un trup pământesc și în al treilea rând pâinea vieții este un act duhovnicesc. Ce înseamnă asta? Este un dar ceresc, cuvântul lui Dumnezeu. Este darul profețit. Ce spune femeia? Știm că va veni Mesia și când va veni El ne va învăța toate lucrurile. Ea știa despre darul acesta profețit. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Este darul profețit. Apoi, cuvântul, pâinea vieții, care e darul ceresc, este un dar primit. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și apoi este darul propovăduit. Dar din dar se face raiul, fraților, și nu este doar un proverb românesc, este o realitate. Domnul Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu. În momentul în care l-ai primit, îl dai mai departe, așa cum a făcut această femeie. Pâinea vieții, în primul rând, este un dar ceresc, profețit, primit și propovăduit. Este cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, pâinea vieții, spune Domnul Iisus Hristos, este un trup pământesc. Și aici ni se vorbește de calvar. Este cuvântul, acum este calvarul, crucea. Este trupul pregătit. Domnul Iisus Hristos spune, mi-ai pregătit un trup. A venit în lumea aceasta și trupul care i-a fost pregătit a devenit pâinea vieții, care a ajuns pe calvar, care a fost frântă, pentru ca cei ce mănâncă din ea să aibă mântuire și să aibă viață. Este trupul pregătit, este trupul jertfit, dar apoi este și trupul proslăvit, pentru că a treia zi Dumnezeu l-a înviat din morți și ne-a făcut pe noi martori învierii Lui. Și pentru că este trupul proslăvit, acum pâinea lui Dumnezeu este la dreapta lui Dumnezeu, ne pregătește calea ca într-o zi și noi înviați să ajungem acolo pe tron. Pâinea vieții este un dar ceresc, cuvântul, este un trup pământesc, calvarul, și apoi este un act duhovnicesc, cina Domnului. Veți vedea în capitolul 6 o experiență tristă, 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 când Domnul Iisus Hristos le vorbește despre actul comemorării, ori de câte ori faceți lucrul acesta, pomeniți moartea mea, actul comuniunii,
prin actul acesta avem părtășie cu Dumnezeu și pentru că fiecare, noi suntem mai mulți, luăm o parte din aceeași pâine, trăim unitatea comuniunii bisericii cu Domnul Iisus Hristos și actul contemplării. Nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl voi bea nou cu voi în împărăția cerurilor. Și apoi spunea Domnul Iisus Hristos, tot ucenicilor, menționează și apostolul Pavel lucrul acesta, pomeniți moartea mea până voi veni, pomeniți moartea Domnului până va veni El. Este o permanentă contemplare a acelui moment în care se va reîntoarce Domnul Iisus Hristos. Care sunt aplicațiile practice? Mai întâi, să cercetăm Scripturile. Cercetați Scripturile pentru că în ele găsiți viață. Să cerem în stăruință umplerea cu Duhul Sfânt. Și apoi, o altă aplicație practică, să trăim o viață sfântă. Să trăim o viață sfântă. Dumnezeu nu toarnă apa aceea curată într-un vas murdar. Spunea omul lui Dumnezeu Pavel lui Timotei, cine se curățește va fi un vas de cinste folositor stăpânului. Apoi să iubim părtășia bisericii. Aici suntem hrăniți, aici suntem adăpați în părtășia poporului lui Dumnezeu. Să fim nelipsiți de la masa Domnului. Ori de câte ori biserica sărbătorește împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Domnul spunea, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață, cine nu, nu are viață. Să lucrăm pentru Domnul, să-L mărturisim pe Domnul. Dacă avem acest izvor în noi, dacă avem această apă, dacă ne-am adăpat setea sufletului, trebuie ca cei din jurul nostru să experimenteze prospețimea și răcoarea acestui izvor care țâșnește din inimile noastre. Și apoi să iubim venirea Domnului, pentru că la arătarea Lui, după ce o viață întreagă, stânca a fost alături de noi. Ne-am adăpat din izvorul vieții. Vom sta la masă cu Domnul și vom mânca din pomul vieții. Viață pentru totdeauna, viață veșnică. Dragii mei, numai sufletul care se hrănește și se adapă cu această mâncare duhovnicească și cu această apă duhovnicească, numai acest om este un om duhovnicesc. Vrei să știi dacă ești un om duhovnicesc? Atâta cât este în tine dorința, după mâncarea sfântă, după cuvântul Domnului, atât cât este în tine setea după prezența și plinătatea Duhului Sfânt, atât de duhovnicesc sunt și atâta de duhovnicesc ești. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea Domnului într-o rugăciune. Dragii mei, femeia aceasta, printre cuvintele conversației pe care le are cu Domnul Iisus Hristos, îi spune Domnului, Doamne, dă-mi și mie apa aceea, ca să nu mai vin în fiecare zi aici până la fântână, calea aceasta lungă, povara aceasta socar, să nu mai îmi fie sete. Și, dragii mei, ea săraca n-a înțeles atunci pe moment, dar a înțeles după aceea, în această seară, aș dori doar să ne întoarcem vasele către Domnul și să-L lăsăm să toarne și să umple și să fie un izvor în locul acesta și fiecare inimă să simtă plinătatea Duhului Sfânt. Cere să te umple Duhul Sfânt. Începem stăruința acum. Acum e momentul când poți să fii plin de puterea Duhului Sfânt. Venim cu toții în rugăciune înaintea Domnului.